seara tuturor. Lui Roman Dubov la Portsmouth. Se spune că în urmă cu 3 ani a încercat să cumpere pe Saint-Étienne. Să vedem însă acest atac al CFR-ului. Corenița șutează! Bună! Este gol pentru CFR! Gol marcat de... Nu, este al doilea gol marcat de Corenița, ambele reușite până acum pentru CFR în cupele europene. A marcat și unul dintre cele 5 goluri ale CFR-ului în deplasare cu Neman Grodno. Face ceva simplu aici, își potrivește șutul, plasează-se perfect, îl prinde pe picior greșit, iată pe... CFR va avea contraatacuri tăioase, să nu revină însă repede ciprioții. O minge ajuns în ultimul moment. Între poarta lui CFR, Bruno. Bruno față în față cu Boban, șutează, Popa respinge, apoi mingea este... La CFR, asta pentru că tot vorbeam de arbitrul sârb Novak Simović, e și genul de arbitru care dă foarte ușor cartonașe galbene. Anul trecut în play-off-ul Conference League a arbitrat un Fiorentina Rapid Viena 2-0, 9 galbene și o eliminare, asta după ce arbitrase și în turul 2 preliminar din Champions. Un gang servet, 2-2, un penalti, un eliminat în minutul 5. Dacă vrei tu să dai neapărat, uite. Ba, e cam tare, ce să mai... O palmă după ceafă se dă Cătălin Roșu, dacă vrei să dai, dai. Mai mult după spate decât după ceafă. Așa, după ceafă, dar e cu palma, adică nu... Ia să vedem, Deac este chemat. Deac s-a răzbunat... Și va fi eliminat. Da, s-a răzbunat pentru că l-a călcat. Plicat acolo Bârligea, vine o centrare bună, preluare pe piept și apoi șut prete. A fost naivități în defensiva celor de la Pafos, acum o minge în fața porții! Ce ocazie! Corinthians... Iată-l aici pe Nkololo, câștigând un duel cu Dragomir, intră în careu Nkololo, față-față cu gol, dar încearcă să-și...